acestuia ar putea să aibă legătură cu scandalul întârzierii Vioricăi Dăncilă la întâlnirea de pe Băneasa cu Jean-Claude Juncker. Președintele Comisiei Europene a venit în urmă cu o lună în țara noastră pentru summitul celor trei mări. Juncker ar fi trebuit să aibă o întâlnire cu Viorica Dăncilă pe aeroportul Băneasa, doar că șeful Comisiei Europene a aterizat mai devreme decât era anunțat, lucru care nu a fost știut și de premier. Chiar dacă Jean-Claude Juncker a respectat sfertul academic și a stat liniștit în salonul oficial, Dăncilă nu a ajuns, așa că șeful Comisiei Europene și-a văzut de treabă. Cei doi s-au văzut abia a doua zi. Pentru a fi sigură că nu mai comite greșeala, Dăncilă a venit cu o oră înaintea lui Juncker. Situația penibilă în care s-a aflat șefa guvernului României a stârnit numeroase reacții. Ministrul Transporturilor a trimis corpul de control la aeroportul Băneasa să verifice detaliile privind aterizarea avionului președintelui Comisiei Europene. Și iată că la o lună de la acel incident avem și primul țap ispășitor. Dan Baciu se afla la conducerea companiei din luna februarie. Compania Aeroporturi București a realizat în primul semestru al anului o cifră de afaceri de 425,31 de milioane de lei, cu 10% mai mare față de aceeași perioadă a anului 2017. Informație de ultimă oră acum, iată, oamenii lui Liviu Dragnea au fost sancționați dur de către Consiliul Național pentru combaterea discriminării după ce Vâlcov, Liviu Pop i-au făcut pe cei din Forumul Democrat al Germanilor că sunt organizație nazistă. Diana Bone ne aduce date suplimentare, te rog, Diana. Bun găsit, Darius Vâlcov a fost sancționat cu o amendă de 2000 de lei de către CNCD după ce pe data de 2 septembrie 2018 a postat pe pagina sa de socializare un material video reprezentând un montaj care sugerează că Forumul Democrat al Germanilor din România reprezintă o organizație nazistă sub semnul svasticii. Era, iată, pus semnul de egalitate între grupul etnic și organizația fascistă din timpul celui de-al doilea război mondial. De altfel, membrii CNCD au constatat că și declarația din 23 august a fost unui ministru al educației, Liviu Pop, potrivit căreia Forumul Democrat al Germanilor ar fi continuatorul unor organizații naziste și această declarație ar fi trebuit, iată, să fie marcată printr-un avertisment din partea celor de la CNCD. Mulțumesc, Diana! Mergem mai departe. A fost dezbatere în Parlamentul European pe situația statului de drept din România. Guvernul de la București a fost din nou criticat pentru modul în care a modificat legislația și a gestionat protestul din 10 august. Viorica Dăncilă a venit la Strasbourg cu un discurs agresiv și arogant, ca mai toți europarlamentarii PSD și ALDE. Premierul a declarat că nu a venit să dea socoteală în fața liderilor europeni, a cerut să-i se spună cine a redactat MCV, fără să cuprindă așa zisele abuzuri făcute de procurori, și a acuzat Comisia Europeană că a ignorat excesele justiției din România. De partea cealaltă, prin vicepreședintele Comisiei Europene, olandezul Frans Timmermans, a făcut o analiză dură a situației din țara noastră. Acesta a susținut că lupta anticorupție poate fi afectată grav de modificările legilor justiției. Timmermans a criticat în premieră și protocoalele dintre SRI și parchete sau în alta curte. Prin vicepreședintele Comisiei Europene a cerut autorităților de la București să investigheze aceste protocoale, dar a dat asigurări că cei din Comisia Europeană vor rămâne în continuare gardienii respectării angajamentelor luate de România. Premierul Viorica Dăncilă și-a început discursul de pe poziție de superioritate în fața politicienilor europeni. Nu am venit să dau socoteală. Vrem să vă fim parteneri, dar vrem să vă fim parteneri egali. Doar că până la a deveni parteneri egali, România încă trebuie să parcurgă un drum lung, ne transmit oficialii europeni. Până la egalitate primim avertismente în continuare de la olandezul Frans Timmermans, care s-a arătat îngrijorat de justiție. Dacă trebuie să folosim alte mijloace la dispoziția noastră, o vom face. Asta nu e amenințare. Comisia va folosi toate mijloacele care stau la dispoziție, fie că e vorba de MCV sau de altele. Frans Timmermans i-a reamintit premierului României că după discuțiile din februarie legate de statul de drept în România, Comisia Europeană a stat cu ochii pe țara noastră. Cele trei legi ale justiției din 2004, spune Timmermans, au fost amendate în ultimul an și contestate la Curtea Constituțională. Grupul statelor împotriva corupției, cunoscut drept Greco, dar și Comisia de la Veneția, au criticat independența și calitatea justiției și ne-au făcut mai multe recomandări. În luna mai, Parlamentul European a amendat modificările
modificările aduse codurilor penale și de procedură penală, doar că noile legi au fost trecute în iunie și iulie. În premieră, Franz Timmermans a adus în discuție și protocoalele secrete. Climatul necesar pentru o reformă s-a deteriorat din cauza protocoalelor secrete între parchetul și serviciile serviciilor de informații. Drept urmare, prim vicepreședintele Comisiei Europene a cerut o investigație asupra protocoalelor. În plus, a solicitat României mai multe clarificări despre cum trebuie interpretate legile justiției. Olandezul Franz Timmermans a reamintit că ultimul raport al mecanismului de cooperare și verificare din ianuarie 2017 a fost pozitiv, dar că lucrurile s-au deteriorat mult de atunci, motiv pentru care a fost cerut și avizul Comisiei de la Veneția. Important este și următorul raport MCV, mecanism atacat dur de premierul României în Parlamentul European. În ce fel a apărat MCV cetățenii români de încălcarea gravă a drepturilor lor? Noi n-am făcut altceva decât o evaluare foarte la rece a situației din România și am analizat propunerile de schimbare a legislației. Acest mecanism și-a ratat menirea pentru care a fost creat. Cine a redactat rapoartele MCV? Cine a furnizat datele? Urmărim ultimele evoluții din România cu multă îngrijorare. Independența sistemului judiciar din România și capacitatea sa de a combate corupția sunt esențiale. Azi v-am informat pe toți, oficial, despre abuzurile din România. Puneți-vă aceste întrebări înainte de a ridica piatra împotriva României. Lucrurile acum merg înapoi, într-un fel care ar putea să fie dăunător pentru locul pe care și l-a construit România ca stat membru. Poate nu toate lucrurile sunt corecte. Poate nu toate lucrurile sunt așa cum trebuie să fie. Parlamentul României până acum nu a dat semne că răspunde la avizele și recomandările primite. Ultimele evoluții sunt o sursă de mare îngrijorare pentru Comisie. Franz Timmermans a mai anunțat că experții Comisiei Europene vor analiza și dacă există conflicte de interese în legile promulgate care să împiedice combaterea corupției. Domnule prim-vicepreședinte Timmermans, cu siguranță vom ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția. Azi, ministrul Justiției, prezent lângă mine, va merge la Comisia de la Veneția. Cu toate asigurările date de premierul României, concluzia lui Franz Timmermans a fost una îngrijorătoare pentru țara noastră. Comisia cere României să pună din nou pe cursul pozitiv reforma în România și aceasta înseamnă să facă pași înainte și nu înapoi și să se abțină de la orice pași care ar putea să inverseze progresul care s-a înregistrat în ultimii ani. Tudorel Toader recunoaște că legile justiției nu au fost bune. Ministrul a promis că va da o ordonanță de urgență pentru a include în acestea și recomandările Comisiei de la Veneția. Gabriela Mihai are mai multe detalii. Bună ziua, Gabi! Ce a mai spus Toader? Găsit, ministrul Justiției Tudorel Toader susține că dezbaterea din Parlamentul European a fost una constructivă și că a văzut o schimbare de abordare a lui Franz Timmermans, susținând că dacă pleacă de acolo cu o idee, aceea ar fi că Franz Timmermans a recunoscut într-un fel că protocoalele încheiate între instituțiile din țara noastră ar fi fost nefirești. Pe de altă parte, anunța ministrul Justiției Tudorel Toader că la jumătatea lunii octombrie se va întâlni cu membrii Comisiei de la Veneția și că ulterior ar vrea să dea o ordonanță de urgență pe legile justiției în care să includă recomandările făcute de membrii Comisiei de la Veneția. Iată așadar că, în opinia sa, ministrul Justiției Tudorel Toader susține că această dezbatere de astăzi a fost una constructivă, însă, pe de altă parte, susține că au fost și câteva luări de cuvânt cu credință. Rămâne însă de văzut ce concluzii va avea Tudorel Toader după ce se va întâlni, așa cum spuneam, și cu membrii Comisiei de la Veneția, întrucât a anunțat că va da acea ordonanță de urgență în care va implica și recomandările făcute de membrii Comisiei. Mulțumesc! Dezbaterea din Parlamentul European a fost una extrem de dură. Liderul grupului liberalilor a atras atenția că executivul de la București urmează practicile guvernelor din Ungaria și Polonia, care intră în contradicție cu valorile Uniunii Europene. Acesta a mai spus că în România există deja stat în stat, după ce executivul nostru a scăpat serviciile secrete de sub control.
Premierul Viorica Dăncilă a primit un duș rece din partea liderului grupului liberalilor din Parlamentul European. Romania, colleagues, has, in my opinion, not one but two problems. Yes, widespread corruption and also secret service out of hand, Mr. Timmermans. And a state in the state. And my message today is that both problems need to be tackled. În ceea ce privește lupta anticorupție, Verhofstadt a spus că vede o reacție nepotrivită din partea premierului Viorica Dăncilă. Weakening the fight against high-level corruption, undermining even the prosecution of it, that's the way, I should say, Orban and Kaczynski lead their countries. That's not the way we liberals should govern. May I give you one advice, Prime Minister? Don't follow the bad Hungarian and Polish examples. Embrace fully the remarks and the recommendations of the Venice Commission. Au fost și europarlamentari care au apărat-o pe Dăncilă. 11 ani după intrarea României în Uniunea Europeană, procesul a deraiat și dumneavoastră interveniți în Constituția României, ceea ce nu este posibil. Există foarte multă ipocrizie aici însă. Dumneavoastră ați vorbit de gaze lacrimogene în România, dar același lucru s-a întâmplat și la Salonic în timpul guvernării Tsipras și n-ați spus nimic. Cum era de așteptat, Viorica Dăncilă a fost criticată și de politicienii români care lucrează în Parlamentul European și care sunt contra actualului executiv de la București. De 2 ani de zile, poporul român se manifestă în stradă pentru apărarea valorilor europene. Oamenii cer justiție, oamenii cer dreptate, oamenii cer stat de drept și oamenii cer bună guvernare. Și oamenii ies în stradă împreună cu drapelul Uniunii Europene. Și oamenii întreabă ce poate face Uniunea Europeană pentru noi. Iar răspunsul nostru, domnule prim-vicepreședinte Timmermans, stimați colegi, trebuie să fie un răspuns convingător, trebuie să fim alături de poporul român. Oamenii se manifestă împotriva unui guvern care este controlat de președintele Partidului Social Democrat, care este un infractor condamnat de mai multe ori. Premierul României a fost în schimb apărat indirect de Norica Nicolai. Aș întreba Comisia Europeană, deși este obligatoriu, de ce în ultimii ani nu am avut niciun fel de analiză pe situația corupției în toate statele membre din Uniunea Europeană. Europarlamentarul Maria Grapini a atacat asemeni Vioricăi Dăncilă oficialii europarlamentari, dar într-un alt mod și pentru un alt motiv. Dumneavoastră ați declarat în momentul în care am ridicat cartonașe la Speaking Time că nu puteți să dați și cash DI și cartonaș. Eu am avut un cartonaș, nu mi l-ați oferit și nu mi-ați dat nici la cash DI, spunând totuși că dumneavoastră decideți dacă, asta este democrația, să o înțelegem și noi, dumneavoastră decideți dacă dați cartonașe la cash DI și nu la Speaking Time. Nu mai înțeleg modul de conducere și voi face în scris o scrisoare președintelui Parlamentului. Monica Macovei, în schimb, deși a vorbit dur despre corupția din România și a atacat liderii coaliției PSD-ALDE pentru schimbările aduse legilor justiției, a dat dovadă că nu stăpânește limba română chiar în fața parlamentarilor europeni. Românii nu sunt inerți, este un popor viu, românii nu sunt inerți, este un popor viu, românii nu sunt inerți, este un popor viu, România este un popor viu și va riposta întotdeauna să-și va apere democrația. Continuă tensiunile din cauza legii offshore. Proiectul nu a mai ajuns astăzi la vot final, așa cum era planificat. Legea a fost retrimisă la comisii pentru continuarea dezbaterilor. Totul după ce, cu o zi înainte, aleșii ALDE au părăsit dezbaterile, supărați că Liviu Dragnea a modificat peste noapte legea. A fost dezbatere cu scântei azi în plenul Camerei Deputaților pe tema legii offshore. Parlamentarii au hotărât retrimiterea la comisia proiectului legislativ care stabilește criteriile exploatării gazelor din Marea Neagră, la solicitarea liderului UDMR Kelemen Hunor. PSD a fost de acord după ce cu o zi înainte socialdemocrații s-au certat și cu cei de la ALDE. Aceștia nu știau nimic de modificările făcute de Liviu Dragnea. Șeful ANAF, Ionuț Mișa, s-a văzut chiar obligat să vină în comisie pentru a corecta direct cu pixul o greșeală privind formula de calcul. Motivul pentru care ALDE a fost de acord cu retrimiterea la comisie nu are nicio legătură cu faptul că nu dorim să votăm această lege. În primăvară, în Senat, am avut o versiune. În iulie, în Camera Deputaților, am avut altă versiune. În Senat, acum 3 săptămâni, am avut a treia versiune. Acum, în Camera Deputaților, venim cu a patra versiune. Cum convingem noi de seriozitatea noastră?
Miza modificărilor aduse legii offshore este de 13,5 miliarde de dolari și că investitorii nu doresc să plătească statului român bani în plus față de redevență. Vreți o lege offshore? Vreți să apărați interesul investitorilor? Noi vrem. Este vorba despre România, nu despre noi. Ce s-a întâmplat? Am stat de vorbă cu investitorii din februarie până în iulie, săptămână de săptămână, la orice variantă de a aduce un dolar în plus față de redevență, nu au fost de acord. Doar redevența. În schimb, Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor, a declarat că nu știe exact care este impactul bugetar pentru că nu a fost prezent la dezbateri și că va discuta acest subiect cu cei de la ALDE pentru ca ulterior să fie stabilită o formă finală a legii offshore. Sunt câteva calcule făcute la noi la finanțe cu cei de la NRM și discutăm, am spus, și sper să fie o formulă pe care și ALDE și toți ceilalți colegi de bună credință să o voteze. Acea prevedere care obligă la desfacerea pe piața internă a cel puțin 5% din producție înseamnă și un efect, poate repet, astăzi greu de cuantificat, în sensul că poate fi reducere de costuri pe viitor când România nu va mai fi obligată să cumpere din zone în care prețul este automat impus. Teodorovici a fost dat de gol însă chiar de Liviu Dragnea. Domnul președinte, domnul ministru tocmai... Camera deputaților a aprobat cu 210 voturi pentru și o singură abținere retrimiterea legii offshore la comisii cu termen de dezbatere o săptămână. Miza este uriașă. România are în zonele în care s-au făcut foraje în Marea Neagră peste 200 de miliarde de metri cubi de gaze. Astfel, producția țării s-ar putea dubla în următorii 20 de ani. Țara noastră ar urma să devină al treilea mare producător de gaze din Europa. Nu mai este niciun secret că legea offshore, cea care impune condiții în care pot fi scoase și vândute gazele din Marea Neagră, stârnește un scandal uriaș în coaliția de guvernare. În urmă cu puțin timp, Călin Popescu-Tăriceanu a reacționat după ce s-a stabilit în plenul Camerei că legea să ajungă din nou la comisii. Alina Sorocean are detalii. Bun găsit, Alina, ce a transmis șeful Senatului. Bun găsit, Călin Popescu-Tăriceanu susține că a fost luată prin surprindere de modificările pe care le-au făcut colegii din coaliție, reprezentanții PSD, la această lege extrem de controversată, legea offshore. Menționa Călin Popescu-Tăriceanu că ALDE dorește să voteze actul normativ, însă în cunoștință de cauză. Și a cerut guvernului, implicit Ministerului Finanțelor, să vină cu evaluări pentru aceste modificări pe care dorește PSD să le facă la legea offshore. L-am văzut și pe Jean Văzcanian în plenul Camerei Deputaților, care menționa că sunt patru variante ale legii offshore. Au fost patru variante până în acest moment, iar România își pierde credibilitatea în această situație. De asemenea, și dumnealui cerea executivului să vină cu evaluări într-o săptămână, pentru că următoarea săptămână ar trebui să intre din nou actul normativ în plenul Camerei Deputaților, aceasta fiind Camera Decizională. Vom vedea ce discuții vor mai fi în comisiile reunite, acolo unde a fost întocmit un raport, însă legea a fost întoarsă în comisie. Drept urmare, vor fi reluate discuțiile pe modificările pe care Partidul Social Democrat le dorește la această lege. A existat însă clar o ruptură în coaliție, o discuție între Călin Popescu-Tăriceanu și Liviu Dragnea, o neînțelegere. Vom vedea dacă aceste tensiuni se vor potoli sau dacă PSD va miza mai mult pe UDMR pentru a trece această lege, așa cum s-a întâmplat aseară și la comisiile reunite, acolo unde a fost întocmit raportul pentru legea offshore. Mulțumesc, Alina. Au fost momente de panică la o școală din Sibiu, unde peste 20 de elevi au avut nevoie de intervenția medicilor. Totul după ce două colegi au împrăștiat conținutul unui spray paralizant într-o sală de clasă. Cazul a intrat în atenția poliției. Colega mea, Roxana Chivu, ni se alătură cu informații. Bun găsit, Roxana! Bun găsit! Incidentul unui traumatizant fizic și psihic pentru elevi s-a produs la Liceul de Industrie Alimentară din Sibiu în jurul orei 11. Total, pe neașteptate, două dintre elevele de clasa 12-a de acolo au pulverizat în aer și trei iritant lacrimogen până când au golit tot conținutul din recipient. Clasa în care s-a întâmplat acest lucru era plină de elevi, în fapt colegi de liceu ai celor două. Tinerii s-au înghesuit la ușă, au ieșit cât au putut de rapid la aer, după care s-au dus la profesor să-i anunțe prin ce au trecut. Unii dintre adolescenți deja se simțeau rău.
cadrele didactice au sunat la numărul unic de urgență 112 în jurul orei 11:35 de minute. La liceul de industrie alimentară din Sibiu au ajuns astfel mai multe mașini ale serviciului de ambulanță județean și ale SMURD, dar și echipaje ale poliției. 21 de elevi cu toții minori au fost evaluați de medici în curtea școlii. 6 dintre ei au avut nevoie de spitalizare din cauza iritațiilor grave suferite la nivelul căilor aeriene. Sunt două anchete în desfășurare acum, una a poliției, iar cea de-a doua la nivelul conducerii liceului pentru a se stabili circumstanțele în care s-a produs acest incident dramatic. Una dintre tinerele care a folosit spray-ul iritant a fost dusă deja la audieri. Vom reveni cu informații despre acest caz în jurnalele viitoare. Nadia? Mulțumesc, Roxana. Premierul Viorica Dăncilă a luat apărarea jandarmeriei române în plenul Parlamentului European după acuzațiile de agresiune comise împotriva cetățenilor români la protestele din 10 august. Dăncilă a afirmat că nu poate accepta sub nicio formă ca această instituție să fie acuzată pentru acțiuni și proceduri practicate peste tot în Europa. Dăncilă a susținut că protestatarii din Piața Victoriei ar fi încercat să ia clădirea guvernului cu asalt. Văd că este acuzată jandarmeria română pentru că a intervenit la un miting neautorizat împotriva unor manifestanți violenți care au încercat să ocupe clădirea guvernului. Premierul le-a transmis înalților oficiali europeni că nu a văzut aceeași poziție față de alte mitinguri din Franța, Spania, Germania sau Marea Britanie. Forțele de ordine au intervenit cu exact aceleași mijloace și cu aceleași proceduri ca cele folosite în România. Viorica Dăncilă le-a cerut oficialilor europeni să trateze România cu egalitate și în cazul agresiunilor din 10 august. Nu pot accepta sub nicio formă ca jandarmeria română să fie acuzată de acțiuni și proceduri practicate peste tot în Europa. Nu interziceți României ceea ce este permis în alte state ale Uniunii. Din România, premierul a primit susținerea ministrului de interne, Carmen Dan, legat de protestele din 10 august din Piața Victoriei. Cum comentați faptul că doamna Viorica Dăncilă a lăudat jandarmeria în fața Parlamentului European? O atitudine corectă, o atitudine de om bine informat. Zeci de persoane agresate de jandarmi la protestele din 10 august au mers la Institutul de Medicină Legală pentru a obține certificate care să ateste agresiunile și peste 800 au depus plângeri penale la parchet. În paralel au fost audiați în Parlament și șefii jandarmilor și ministrul Carmen Dan și prefectul Capitalei. Omul care îl păzea pe Dragnea de jurnaliști la Curtea Supremă va fi noul consilier al Vioricăi Dăncilă. Ilie Mario Rafael o va sfătui pe Dăncilă în probleme sociale. Acesta este proprietarul unei săli de culturism în cartierul Rahova și a fost aghiotantul lui Codrin Ștefănescu. Domnule Dragnea, oamenii dumneavoastră mă împing. Pardon. Ce calitate i-ați chemat? Nu știu cine sunt. Păi ești din partea domnului. Și se pare firesc ca oamenii pe care i-ați chemat în instanță să ne împingă? N-am chemat pe nimeni, domnișoară. Ilie Mario Rafael este cel care, în urmă cu un an, a avut grijă ca Liviu Dragnea să fie escortat de interlopi la Înalta Curte. Potrivit jurnaliștilor de la Adevărul, Rafael a avut un traseu destul de ciudat în politică. A fost inventat politic de Marian Vanghelie, a trecut pe la PDL și a ajuns apoi șeful de cabinet al lui Codrin Ștefănescu. Rafael a fost numit prin decizia numărul 267 din 1 octombrie 2018. În 2015, acesta și-ar fi depus candidatura pentru un post la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, însă și-a retras singur dosarul înainte să fie votat de Parlament. Noul consilier are și un clip de prezentare pe propriul canal de YouTube. Rafael a postat un colaj din pozele sale, totul pe ritmuri de manele. Rafael nu are în CV trecut niciun loc de muncă. Singurul său job pe care l-a menționat a fost la PSD.
O licitație care trebuia să fie publică și transparentă pentru 1,6 miliarde de euro de la buget s-a transformat într-un joc de a los în plic. La mijloc sunt corvetele și fregatele pentru armata română, dar și interese ascunse ale liderului PSD Liviu Dragnea. Modul în care Ministerul Apărării face licitația ridică tot mai multe semne de întrebare. România urmează să plătească 1,6 miliarde de euro pentru achiziționarea a 4 corvete și modernizarea celor 2 fregate aflate în dotare armatei. Nu se cunoaște încă cine va încasa această sumă, dar totul se joacă pe cartea unei licitații controversate organizate de către Ministerul Apărării Naționale, condus de PSD-istul Mihai Fifor. În cursa pentru adjudecarea contractului au rămas francezii de la Naval Group, italienii de la Fincantieri și olandezii de la Damen. Contractul ar putea fi atribuit însă grupului olandez Damen, care deja a primit cadou de la Guvernul României conducerea șantierului naval de la Mangalia. Suspiciunile legate de această achiziție militară au fost generate de modul de organizare și desfășurare a licitației publice, dar și de faptul că ministrul Mihai Fifor s-a întâlnit la Washington cu reprezentanții Airbus și Raytheon. Afacerea corvetă multifuncțională a luat naștere în urma summitului NATO de la Varșovia din iulie 2016. Ulterior, într-o conferință de presă susținută de Palatul Victoria, ministrul apărării din acea perioadă, tehnocratul Mihnea Motoc, a prezentat angajamentele României în urma negocierilor de la Varșovia. Parlamentul a aprobat în martie 2017 planul propus de Ministerul Apărării Naționale pentru înzestrarea armatei în valoare de 9,3 miliarde de euro, din care 4,64 miliarde costă doar sistemele de apărare antiaeriană și antirachetă Patriot, achiziționate din SUA. Pentru a obține cât mai mult de pe urma acestui program costisitor, guvernul le-a impus constructorilor înscriși în competiție să construiască navele în România pentru susținerea activității șantierelor navale din țară și crearea de locuri de muncă, dar și pentru realizarea unui transfer de tehnologie militară către partea română. Procurorii DNA au primit o nouă lovitură de proporții. Fostul procuror general Tiberiu Nițu a scăpat de acuzațiile din dosarul privind coloanele oficiale folosite de Gabriel Oprea. Magistrații Curții Supreme au decis că faptele de care era acuzat Nițu pur și simplu nu există. Fostul procuror general Tiberiu Nițu a fost acuzat în 2016 de abuz în serviciu după ce procurorii DNA au susținut că a folosit ilegal coloane oficiale în deplasările sale. După 2 ani de zile în care anchetatorii s-au zbătut să obțină o condamnare pentru fostul procuror general, a venit însă o lovitură de grație pentru DNA. Tiberiu Nițu a scăpat de acuzații. Și nu oricum. Magistrații Curții Supreme au stabilit că faptele de care era acuzat fostul procuror general nu există. O decizie care a venit după ce în luna mai a acestui an, DNA anunța că a renunțat la 2 acuzații la adresa lui Gabriel Oprea și la o acuzație față de fostul procuror general Tiberiu Nițu, în urma deciziei CCR prin care s-a decis abrogarea parțială a infracțiunii de abuz în serviciu. Însă fostul procuror general nu s-a mulțumit cu atât și a cerut magistraților să constate clasarea pe motiv că fapta nu există și nu ca urmare a deciziei CCR, iar instanța i-a dat dreptate. Un om care se știe că nu este vinovat este la rândul lui foarte preocupat de temeiul juridic pentru care se dă soluția de clasare. Că una e să spui că, știu eu, îi lipsește un element constitutiv, adică la limită. Da. Și alta e să spui că fapta respectivă nici nu a fost comisă. Adică este o consacrare ad literam a nevinovăției celui care a fost anchetat, a lipsei de profesionalism sau, știi că nu pot să zic eu rea credință, dar să nu excludem, a celui care l-a pus sub urmărire. Referendumul pentru familie provoacă gesturi extreme. Un tânăr din Alba Iulia a fost filmat în timp ce distrugea afișele care îndeamnă lumea să voteze da la scrutinul din 6-7 octombrie. Motivul distrugerii ar fi că imaginile afișate conțin culori care reproduc drapelul României. Trebuie să votați întâi legea și după aceea să spuneți. Tânărul revoltat de afișele lipite în întreg orașul care îndeamnă oamenii să voteze da la referendumul pentru familie a fost filmat în timp ce își exprima nemulțumirea și rupea toate afișele din centrul orașului Alba Iulia care îi ieșeau în cale. Ba mai mult, tânărul a avut un incident cu cel care încerca să lipească acele afișe. Bărbatul a încercat să-l oprească pe omul care se ocupa de distribuirea mesajului să mai lipească afișele pe motiv că imaginea conține culori care reproduc drapelul României. În cele din urmă, văzând că nu reușește
să-l oprească pe om să mai lipească afișe. Bărbatul supărat a sunat la 112, susținând că din punctul lui de vedere se produce o ilegalitate. Până să ajungă poliția la fața locului, omul și-a făcut singur dreptate și a început să rupă toate afișele deja lipite. Polițiștii au stat de vorbă cu bărbatul nemulțumit de afișele lipite în oraș și i-au sugerat să se plângă la biroul electoral de circumscripție Alba. Pentru fapta sa, omul nu s-a ales cu niciun fel de sancțiune, pentru că până în acest moment nu s-a făcut vreo sesizare privind distrugerea afișelor în centrul orașului. Referendum pe pâine, la propriu, s-a întâmplat în Oradea, unde mai mulți români au primit pliante chiar în pungile cu pâine cumpărate din magazine. Ideea aparține celei mai cunoscute brutării din Bihor. Producătorul a distribuit pliantele în toate magazinele alimentare cu care avea contract. Astfel, clienții s-au trezit că sunt îndemnați să voteze da la referendum chiar înainte de a se așeza la masă. Inspectorii OPC s-au sesizat și au dispus un control la firma producătoare pentru că mesajele printate au fost puse direct pe pâine. Una dintre cele mai cunoscute brutării din Bihor a distribuit în toate magazinele partenere produse de panificație care au un pungi pliante pro-referendum. Pliantele conțin un mesaj în care oamenii sunt îndemnați să participe la referendum și să voteze cu da pentru o nouă definiție a familiei în Constituție. Pâinea pro-referendum a fost distribuită atât în magazinele mici de cartier, cât și în hipermarketurile din oraș. Producătorul a așezat pliantele în partea de jos, astfel încât mesajele să nu fie vizibile când clienții luau pâinea de la raft. Mai mulți patroni susțin însă că nu au fost nici consultați, nici informați de prezența acestor pliante în pungile cu pâine. Eu nu am verificat ce e în pungile lor, dar nici nu mi-au spus nimic, nu mi-au cerut voie. Îi și sun să vină să scoată pliantele. La mine în magazin nu se face politică. Fotografiile cu pâinile conținând mesajele pro-referendum au devenit virale pe internet, stârnind multe nemulțumiri. O parte dintre cei indignați au reclamat faptul că mesajele printate au fost puse direct pe pâine, contrar normelor de igienă. Și inspectorii OPC au dispus un control la brutărie. Ne-am sesizat din postările de pe rețelele de socializare și am trimis o echipă la sediul firmei, acolo unde se face și ambalarea produselor, pentru a verifica ce s-a întâmplat, a declarat șeful OPC Bihor, Gianni Bura. La rândul său, unul dintre patronii fabricii de pâine spune că nu a făcut nimic greșit. Ca orice creștin, susțin familia. Cu ce am greșit? Nu fac politică. E o decizie de susținere a familiei, e o decizie creștinească. Cât despre igienă? Păi cât de igienic e și să ambalezi pâinea într-o pungă? Pliantele s-au lipit pe exteriorul pungii, doar unele au fost băgate în interior. Susține patronul fabricii de pâine, deși în imaginile apărute pe internet, toate materialele sunt în interior. Potrivit presei locale, patronii firmei au recurs la aceeași formă de promovare de mesaje scrise și în campania electorală pentru alegerile locale din 2016. Atunci pe pâine au fost puse pliante cu candidatul PNL la funcția de primar. Din ce în ce mai mulți medici refuză femeile care vor să facă o întrerupere de sarcină, deși în țara noastră avortul la cerere este legal până la 14 săptămâni. 12 spitale au anunțat oficial acest lucru. Mădălina Ignat ne aduce detalii. Bun găsit, Mădălina! Bun găsit! Sunt în acest moment 12 spitale din țară care au anunțat oficial că nu mai fac întreruperi de sarcină la cerere. Asta deși în țara noastră avortul este legal până la 14 săptămâni de sarcină. Nu este însă o procedură medicală care este decontată de Casa de Asigurări de Sănătate, ci este plătită direct de către pacient spitalului respectiv. În mare parte, spitalele care au anunțat că nu mai fac avorturi sunt spitale județene de urgență, practic cele mai mari din județele respective. Medicii care au ales să nu mai facă această procedură medicală spun că pe lângă motivele religioase sunt și motive financiare care i-au determinat să nu mai facă întreruperi de sarcină la cerere. Mai exact, aceștia spun că lipsa asigurărilor de malpraxis, lipsa asigurărilor unor locuri în care această procedură medicală să se poată desfășura în condiții normale, dar și faptul că nu sunt plătiți direct pentru această procedură medicală, i-a determinat să nu mai facă întreruperi de sarcină. Sunt însă și spitale acolo unde medicii încă fac acest lucru și rămâne de văzut dacă vor continua să crească numărul spitalelor care vor decide să nu mai facă ultima formă. PSD-ul a fost de acord să se reîntoarcă la comisie legea offshore pentru că se pare că nu se putea întruni o majoritate pentru a fi votată și dacă nu ar fi fost această majoritate, ar fi picat propunerea și ar fi rămas în vigoare forma inițială din vară.
Nu vreau să comentez mai mult. PSD-ul își va susține în continuare poziția pe care a avut-o în comisie. Există calcule și analize și simulări făcute de mai mulți specialiști, inclusiv de către Ministerul de Finanțe. O săptămână sau cât va fi nevoie, eu cred că este bine ca în comisie toate discuțiile să fie foarte transparente și transmise publicului larg, pentru ca fiecare român să știe despre ce se discută și orice amendament din această lege, ce efecte are, pozitive sau negative. De ce nu este informat pe cei din ALDE despre acest amendament ale PSD? La aceste amendamente, ați ajuns la un consens? Tocmai v-am spus mai devreme ce se va întâmpla. Dar care a fost mărul discordiei până acum? Era ca guvernul să vină și să susțină toate aceste amendamente. Este posibil să vină... Eu nu sunt comentatorul ALDE. V-am spus foarte clar ce am avut de spus. Este o lege de importanță uriașă pentru România și nu vreau să este comentez nici... Este PSD că nu mai are majoritate în cameră? Păi tocmai am votat foarte multe legi. Mă refer la această lege, la 8. O să vedem, până la urmă, la următorul vot. Există de comuni în coaliție în acest moment? Nu. Ați înțeles de ce nu s-a pus fundamentele depuse din forma legii? Domnișoară, n-am de unde să știu. De asta și eu sunt curios, ca și dumneavoastră, să vedem care sunt argumentele care vor fi prezentate în public și susținute săptămâna viitoare. În opinia dumneavoastră... Este suficient cât am comunicat pe acest subiect? Eu cred că este foarte clar. Cum ați văzut dezbaterea din premierului Viorica Dăncilă astăzi din Parlamentul European? Vreau să o felicit cu toată forța pe doamna prim-ministru Viorica Dăncilă pentru prestația de azi, pentru poziția pe care a avut-o și pentru demnitatea cu care a apărat poziția României și a apărat și imaginea României în Parlamentul European. M-am urmărit și dezbaterea din Comisia Libe de zilele trecute, cred că luni seara a fost, dacă nu greșesc, și am urmărit și și intervențiile de astăzi. Și unii colegi de-ai noștri au spus, și unii colegi de la ALDE, și de la alte grupuri, sau și din alte țări. Cred că ceea ce e important să se întâmple, și noi am solicitat mereu lucrul ăsta, este să se construiască un dialog. Dar nu să fie un dialog doar într-o singură direcție. Trebuie ascultate argumentele fiecarei țări, în cazul nostru România. Nu cred că mai trebuie să fie date sentințe, pentru că există o campanie mai bună de manipulare sau o campanie mai agresivă dintr-o anumită parte. Și doamna prim-ministru și noi am spus în permanență că vom ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția, tot timpul s-a ținut cont, dar în același timp trebuie totuși să nu uităm că și deciziile Curții Constituționale din România sunt obligatorii și trebuie ținut cont de el. Nu cred că ar mai fi multe de spus despre discuțiile de astăzi din Parlamentul European. Închei tot cu asta, cu ce am început. Chiar o felicit pe doamna prim-ministru pentru modul cum s-a comportat astăzi la Strasburg. Cum vă descriți reacțiile venite după acest mesaj? Am avut 3 întrebări. Domnul Timmermans spunea că România aleagă în acest moment în direcția greșită. Este opinia dumnealui. Putem face un concurs de opinii. Eu sunt convins că dacă domnul Timmermans va fi în continuare deschis spre dialog, așa cum a și spus, cum i-a spus și doamnei prim-ministru Dăncilă, o să constate și dumnealui și alții oficiali europeni că România merge în direcția bună, nu greșită. Erau critici, apel mai degrabă către România să nu o luăm pe urmele Poloniei și Ungariei. Ridicăm să facem acest lucru? Nu știu la ce urme se referă. Dacă se referă la urmele economice, n-ar fi rău. N-am înțeles la ce urme se referă. Eu am văzut, ca și dumneavoastră, că s-a discutat foarte clar că nu se pune problema ca pentru România să se declanșeze procedurile de activare a articolului 7. De ce? Pentru că într-o lege
fost trecut un amendament sau mai multe amendamente care a fost solicitat sau au fost solicitate de către asociațiile de magistrați sau de către CSM, trebuie discutat despre fiecare lucru. Domnul Toader, am înțeles că se vede astăzi cu reprezentanți din Comisia de la Veneția. O să ia act de ceea ce se spune, o să discute, o să prezinte, dar modul ăsta în care, cel puțin așa e percepția, în care începe să se vadă o dublă măsură, nu este foarte corect. Nu este foarte corect pentru că și românii sunt cetățeni europeni. S-a vorbit și despre proteste. E în regulă, dar trebuie să se vorbească despre protestul din 10 august, despre toate întâmplările de acolo, nu doar despre protestatari pașnici. Sunt foarte multe fotografii și imagini și filmulețe în care arată cât de pașnici erau unii care dădeau cu pietre în jandarmi sau care îi băteau pe jandarmi sau care dădeau foc la jandarmi. Dădeau foc la mobilierul urban. Așa cum anunțați. Da, Liviu Dragnea cu declarații de la Parlament după impasul cu legea offshore și după dezbaterea din Parlamentul European privind statul de drept din România. Ați auzit concluziile președintelui Camerei Deputaților. Cu această informație punem punct știrilor. Sunt Nadia Ciurlin. Vă mulțumesc pentru atenție. Urmează Tudor Barbu cu Se întâmplă acum. Noi ne revedem de la ora 20. O zi frumoasă! Senzații de panică sau sufocare. Reglează-ți ritmul interior. Ascultă ritmul inimii tale. Fă-o fericită cu Extra Valerian Biofarm Cardio.